Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău a început cu scandal. Consilierii PAS au propus examinarea modului de gestionare a bugetului municipal pentru anul trecut. Dar aleșii PSRM, PCRM și cei din formațiunea primarului Ion Ceban s-au abținut de la vot. Consilierii PAS îi acuză pe aceștia din urmă că ignoră subiecte de interes public. Avem dreptul să facem propuneri. Exclusiv pentru dumneavoastră, noi, fracțiunea PAS, suntem cei care respectă întocmai regulamentul Consiliului Municipal Chișinău. Dumneavoastră mai promiteați că dumneavoastră nu mai sunt, așa credeți, dar nu sunteți persoane ca să respectați regulamentul, nu luați regulamentul ca să puteți respecta. Până la aprobarea ordinii de zi, consilierii PAS și MAN și-au aruncat replici. Cei de la PAS au propus includerea pe ordinea de zi a ședinței mai multe subiecte, inclusiv examinarea modului de gestionare a bugetului municipal pentru 2023. Consilierii MAN, PSRM și IPCRM s-au abținut de la vot. Au fost solicitate anumite audieri a unor șefi de direcție și totodată ne-a preocupat și executarea bugetului pentru 2023, iată că au trecut toate termenele corespunzătoare, conform legii, pentru 31 martie, sunt obligați la Ministerul Finanțelor să prezinte. La toate propunerile care au pervenit din partea fracțiunii PAS, ele toate au fost refuzate. Dumneavoastră ați ales un președinte care doar morală face aici. Dumneavoastră... Gata, liniște. Eu, într-adevăr, mă simt deja un președinte care nu pot face ordine în sală. Cei de la PAS spun că toate inițiativele sunt boicotate pentru a se eschiva de la răspunsuri. Consilierii MAN spun că nu au o asemenea intenție. Sunt boicotate în mod, cum să vă spun, special, bine gândit dinainte. Se întâmplă ca tare zilnic, nu zilnic, dar de fiecare dată când avem ședința CMC. Dacă ați observat, replicile vin în contextul în care doamna Zinaida Popa sau colegii de la PAS au acaparat tribuna și microfoanele sălii de ședință și doar ei discută. Da? Deci ei nu fac nimic constructiv, nu au nimic rezultate în țară și cumva încearcă a manipula opinia publică prin diferite declarații, prin diferite cereri de a se prezenta anumiți funcționari primăriei. Municipiul Chișinău nu are încă un buget aprobat pentru anul 2024.